Pecețile garantează cartea vieții. Prin urmare, toate acestea sunt incluse. Ele acoperă totul, de la crearea lui Adam până la a doua venire, când conflictul se sfârșește în cele din urmă și Iahușua vine să-i primească pe-i lui. Cea mai mare parte a creștinătății neagă doctrina judecății de cercetare, dar ea e chiar aici și se referă la mai multe capitole din Apocalipsa. Este subiectul cel mai mediatizat în ultima carte a Bibliei. Mulți oameni s-au temut de judecata de cercetare. Satana îi chinuie cu îndoieli și le amplifică nesiguranța. El le șoptește: ce se întâmplă dacă nu sunteți gata? Ce se întâmplă dacă fiecare păcat nu a fost mărturisit și nu v-ați pocăit de el? Ce se întâmplă dacă nu vă amintiți fiecare păcat? Nu poți să mărturisești ceea ce nu-ți amintești. Vestea bună este că judecătorul e atât cel mai bun prieten cât și avocatul apărării. El și-a dat de fapt viața pentru tine. Mai mult, el chiar are argumentele necesare care să readucă la tăcere pe Satan, procurorul. Acest lucru e frumos reprezentat în viziunea lui Iosua și îngerul. Iosua era marele preot. El a purtat păcatele oamenilor, prin urmare, într-un sens, el reprezenta simbolic individualitatea. Și el mi-a arătat pe Iosua, marele preot, stând înaintea îngerului lui Iahua și pe Satana, stând la dreapta lui, ca să-i opună rezistență. Iar Iahua a zis Satanei: Iahua să te mustre, Satano. El, Iahua, care a ales Ierusalimul să te mustre, nu este el un tăciune scos din foc? Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și stătea în picioare înaintea îngerului. Și el a răspuns și a vorbit celor ce erau înaintea lui, spunând: dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Și lui a zis: iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te voi îmbrăca cu haine de sărbătoare. Și am spus să îi se pună pe cap o mitră curată. Așa că i-au pus o mitră curată pe cap și l-au îmbrăcat în haine. Îngerul lui Iahua face referire la preîntruparea lui Iahușua. În aceeași scenă, el este judecătorul. Satana este acuzatorul fraților. El stă la dreapta lui Iosua ca să-l acuze și prezintă instanței păcatele lui Iosua în cel mai rău mod posibil.
Aceia care îl cinstesc pe Iahua și păzesc poruncile lui sunt obiectul acuzațiilor lui Satana. Dușmanul lucrează cu toată puterea să conducă persoanele să păcătuiască. Apoi el susține că din cauza păcatelor lor din trecut ar trebui să îi se permită să-și exercite cruzimea lui diabolică asupra lor ca și supuși. De această lucrare, Zaharia a scris: El mi-a arătat pe Iosua, marele preot, ca reprezentant al oamenilor care păzesc poruncile lui Iahua. Stând în picioare, înaintea îngerului Domnului și pe Satana stând la dreapta lui să îi se împotrivească.